În aplicația Kaufland Card găsim în fiecare zi până la Paște această secțiune cu cupoane. Unele sunt cu gratuități, altele cu produse la reducere. Aplicația merge foarte prost pentru că toată lumea călare pe ea. După cum vedeți, astăzi avem 10 lei reducere. Se încarcă destul de greu. Nu mai am acel cupon aici pentru că l-am folosit deja, dar o să vă arăt ce am cumpărat de 10 lei reducere. Cu 10 lei reducere. Aici avem un croissant, spirale cu brânză și biscuiți cu cocos. Au costat 11,47 lei și am plătit 1,47 lei. Am economisit cu Kaufland Card 10 lei. Pentru că am o familie mai mare, am mai multe Kaufland Card, adică mai multe conturi. Am aici fulgi de ovăz, cappuccino cu zahăr și chipsul Lay's, pe care am plătit 2,66 lei, ar fi fost 12,66 lei, am economisit cu Kaufland Card 10,27 lei, frișcă la tub și brânză topită Hochland, 11,78 lei, am economisit 10 lei, am plătit 1,78 lei, și ultimul cont, fasole cu cârnați și această gorgonzola la reducere, 9,59 lei. Asta este 1,62 lei. De la 11,62 lei am economisit cu Kaufland Card 10,96 lei, nu știu ce. A, 96 de aici, de la Gorgonzola. În concluzie, o masă plină cu chestii, pentru care am dat 2,66 lei plus 1,47 lei plus 1,78 lei plus 1,62 lei. Faceți voi calculul, sub 10 lei pe produse de 40-50 de lei. Cuponul ăsta este valabil până pe 1 mai, deci nu trebuie să vă grăbiți să îl consumați astăzi. După cum vedeți, aici scrie 29-a, 1-a, 5-a, deci aveți la dispoziție 3 zile să vă faceți cumpărături cu 10 lei reducere.